Dimineața vin e noapte și seara plec e noapte. Și asta a fost de când m-am angajat și iată până în ziua de astăzi așa este. La un an de zile deja mă simțeam bine, deci puteam sta sinestătător la toate operațiile și fără frică. Nu aveam anxietate, asta nu aveam frică și atunci când depășești aceste fenomene, îți este ușor și nu te poți gândi că uite, nu o să faci ceea ce trebuie să faci. Știam că învățători, medici, ingineri, cam astea erau profesiile pe atunci. Și, până la urmă, am definit că merg la medicină, da? Și merg ca soră medicală. Am înțeles că este al meu când am început în al 2 a învăța materia și studia medicina. Foarte mult îmi plăcea chirurgia, foarte mult. M-am resimțit și m-am regăsit în domeniul acesta când am făcut stagiu practic în Ungheni. Și acolo am fost la patul pacientului, am făcut injecții, prima injecție acolo am făcut-o. În contextul dotării cu tehnică performantă, cu echipament, s-a mărit numărul operațiilor, deci operațiilor complexe, unde necesită o instruire foarte bună, plus la toate este tot electronic și este nevoie iarăși de învățare. Deci concomitent cu asistența în operație, ele au nevoie încă și de învățare și instruire permanentă. Tânărul specie se formează bine și format bine poate să plece, dar asta este alegerea lui până la urmă, sunt careva priorități și noi nu putem să-i stăm în cale. Sunt puține cadre care vin, ca și că peste tot, dar oricum vin fete bine pregătite, fete care vor să rămână aici. Se mai întâmplă că pleacă și de la noi, pentru că suntem toți oameni și avem nevoie, dar asta este adevărul că pleacă totuși. Stând multe ori în picioare, nici nu bei, nici nu mănânci, nici alte necesități nu ți le poți executa. Și eu le înțeleg pe colegile mele, pentru că ele stau zi de zi și eu le văd prin ce se exprimă toată oboseala lor, frustrare, oboseală, agitare. Eu am avut provocări ca să merg în altă instituție, dar nu am acceptat. Aici este locul meu, anume în sala de operații. Aici m-am simțit întotdeauna bine, ca acasă.